Salutare! Bine ați venit la o nouă ediție emisiunei Paladei. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre discrepanța dintre prezent și trecut în politica românească, despre felul în care ea generează consecințe. Stăteam azi și mă uitam la o emisiune la care a participat Radu Hergeu, persoană stimabilă, onorabilă, un jurnalist profesionist. Și printre alte chestii care au venit în discuție, a apărut la un moment dat și subiectul sondajelor făcute de inevitabilul Palada. Știți voi, Palada, pielea, nu. Și Radu se arăta relativ uimit de felul în care Emil Boc stă foarte bine în sondaj. Și a avut un argument cât se poate de pertinent. Domnule, cum se poate că Emil Boc nu a fost așa de bun și cum au ajuns românii să-și pună din nou speranțele în ea? Aici voiam să ajung. La felul în care avem de-a face cu un adevărat fenomen social pe care îl văd în sondajele Sociopol din ce în ce mai des în ultimii ani, sunt deja niște ani, 1, 2, 3, e posibil să fie cam de când cu COVID-ul. Ce se întâmplă? Acest fenomen social poate să vină foarte ușor sub denumirea deja încetățenită în mentalul colectiv a zicalei mintea românului, cea de pe urmă. Era după ce să zic românii merită tot ce e mai bun, dar aia e de la sine înțeles. Deci mintea românului, cea de pe urmă. Ce se întâmplă? Din vari motive, românii, vorbesc acum de domeniul politic, dar la fel de bine se poate întâmpla și în alte domenii. Românii se duc după fentă. Dar nu numai românii, și alte țări. Rămânem deocamdată la români. Ne place foarte ușor să mergem după fentă și conform un alt principiu, la fel de sănătos și de puternic, mai binele este dușmanul binelui, tindem în politică să ne ducem după tot soiul de promisiuni din ce în ce mai umflate, mai gogoșoferite, așa, mai nerealiste, crezând că se vor îndeplini. E un soi de cursa înarmărilor în politică, la fel cum în geostrategie avem de-a face cu cursa înarmărilor, cum în natură avem de-a face cu cursa înarmărilor, ai carnivorele care sunt din ce în ce mai rapide și rămân doar ierbivorele care sunt rapide, ale alte sunt prinse și mâncate și de așa de la o generație la alta din ce în ce mai sus. La fel și în politică vin niște promisiuni, realizabile sau nu, altă discuție, ajung ăștia la putere pe baza promisiunilor, iar cei care vor să scoată pe ăștia de la putere trebuie neapărat să vină cu un ceva în plus, să zic că noi o să facem și mai mult. Cam cum e cursa înarmărilor în rural, o cursă simbolică a înarmărilor cu diaspora care își trimite banii acasă și face casele acelea imense, palatele acelea imense, 7 case a făcut vecinul, 7 camere are casa vecinului, ne facem 8. Altul a făcut vecinul cu 8, ne facem 10. Evident că sunt niște investiții cât se poate de nesustenabile, ei rămân încet cu încet în străinătate, nici copiii nu se mai întorc acolo, sunt niște bani prăpădiți, un soi de cazemate părăsite, așa, un peisaj foarte trist într-un rural din ce în ce mai dezolant. Dar ne întoarcem la politică. În această cursă a înarmărilor de promisiuni, am fost martorii în ultimele cicluri electorale la tot soiul de mini, micro, maxi, macro populiști. Toată lumea zice, ăia de la PSD și de la ori sunt populiști. Păi naiba, useriștii sunt la fel de populiști. Au promis mare acusarea, aduceți-vă aminte vestitele afișe electorale că, domnule, nu vine să cred că am votat ca să am apă caldă. Fraierii au votat, au pus botul la tipul acesta de retorică resentimentară și ce să vezi pe urmă de când este Nicușor Dan și Clotilde Armand și toți ușeriștii, n-au avut parte nici de apă caldă, n-au avut parte nici de pricepere administrativă, lumea se supărase pe ea, generația anterioară a primarilor, că sunt nasoi, că sunt corupți, s-au dus după fenta populiștilor useriști și pe urmă să-și dea seama că ăia măcar știau meserie, știau să facă, să administreze orașele, că a fost Firea, că a fost Robu, că a fost Cripcaru, Brașovu, un oraș foarte fain și care de, nu știu ce a fost în capul brașovenilor, de ce s-au supărat pe Cripcaru. S-au săturat de prea bine, li s-au urât cu binele, cum se zicea la Telega. Atunci au zis, îl alegem pe ăsta care este genial. Făcut rahatul praf.
Ei, și aici intervine acest mecanism psihologic de tipul mintea românului cea de pe urmă. Acum, după niște ani de șobolani și de nepricepere administrativă locală, dar și de nepricepere administrativă centrală, pentru că și ăștia noi, care sunt acum la putere, au ajuns tot pe baza unor asemenea priceperi de promisiuni totalmente nerealiste și ei sunt de fapt mai puțin pricepuți administrativ decât ea dinainte, românii au început să-și dea seama, bă, am fost păcăliți, mamă ce ne-am dus după fentă. Atunci intervine reconsiderarea generației N-1 și în administrația locală și în administrația centrală. Și atunci ajung oamenii să zică, bă, Boc pe care l-am înjurat atunci la vremea respectivă și cu Băsescu, nenorocitul care a tăiat pensiile, salariile și a vrut să taie și pensiile, bă, da, față de ăștia de acum, bă, ei sunt niște perfecți, sunt niște adevărate lumini administrative și politice. Și asta se aplică indiferent de taberele politice. Pentru că ăia care sunt anti-PSD se închină din nou la icona lui Băsescu și a lui Boc. În momentul de față, în toată tabăra PNL, Boc este liderul cel mai popular. Cel mai popular și este singurul capabil să facă o figură frumoasă la alegerile prezidențiale peste un an. De ce? Pentru că prin comparație cu ăștia de acum, vestita triadă, Orban, Câțu, Ciucă, Boc dintr-o dată a devenit o lumină de pricepere administrativă. Același lucru se întâmplă în partea cealaltă. Ponta, de exemplu. Nu că am lucrat eu cu Ponta. Pur și simplu asta mi-e în sondaje. Uite, hai să vedem dacă am deschis ăsta, cel mai recent sondaj, Sociopol, în care printre multe alte întrebări, stați așa un pic, printre multe alte întrebări, am pus și întrebarea, după părerea noastră, cine considerați că este cel mai foarte strălucit și cel mai foarte bun premier al României pe 1989. Uite, hai că am deschis fișierul. Și întrebarea este, după părerea noastră, cine a fost cel mai bun premier al României pe 1989 dintre următorii? Și pur și simplu i-am pus pe toți. Sunt, imediat vă spun acum, câți au fost, 18. Din 18, i-am dat la o parte pe aia care au fost o zi, două zile, trei zile, premieri interimari al de Câmpeanu, Oprea, și am pus doar premierii propriu-zis numiți. Inclusiv Mihai Răzvan Ungureanu, chiar dacă a avut vreo 3 luni de zile mandatul. Dar aia care au fost numiți de către președinte, ia mandatul de aici. Bun. Ce rezultă? Fiți atenți. 20% dintre români, 19% ca să fiu formal, spun că Victor Ponta a fost cel mai bun premier al României. Următorul pe listă este Emil Boc cu 15%. Următorul pe listă este Adrian Năstase cu 7%. Următorul e Petre Roman 6%. Următorul e Călin Popescu-Tăriceanu 6%. Deci, avem 1, 2, 3, 5 premieri care însumează 52% din opțiunile românilor. Jumătate din români își pun, nu speranțele, că e vorba despre trecut, dar proiectează o imagine de cel mai bun premier la adresa ăstora destul de vechi. Nu mai spun de Petre Roman, pentru numele Lui Dumnezeu, care a fost chiar primul premier al României. Prin comparație, hai să ne uităm la ăștia noi. Ludovic Orban, doar 3%. Nicolae Ciucă, doar 3%. Stai că mai am. Sorin Grindeanu, 1%. Mihai Tudose, 1%. Mihai Răzvan Ungureanu, 1%. Culminând cu floarea priceperii și competenței administrației românești, Florin Câțu, 0%, 0,3%, ca să fim riguroși. Băi, îți dai seama? Îți dai seama? Despre asta este vorba. Am avut o serie din ce în ce mai slabă de premieri. Și în comparație cu ăștia, inclusiv Ciucă, câte speranțe s-a pus în el atunci când cu războiul, că face, că drege, că e general, Radu Răgar. În comparație cu ăștia de acum, ăia au devenit niște lumini. Și atunci sunt reconsiderați. Această reconsiderare a fost inclusiv la nivelul tribului estetic al TFL-ilor, ăia care nu suportă decât oamenii foarte eleganți prin jurul lor și care au avut o ură și o încrâncenare la adresa lui Ponta, bineînțeles, alimentată de către instituțiile care trebuie să alimenteze, mass media, care a fost foarte ostilă. Și la vremea respectivă a fost o muie la adresa lui Ponta, ad litera muie, deci folosesc cuvântul ăsta, nu că îmi place mie neapărat să vorbesc urât, ci pentru că ăsta a fost tonul
mesajului public la vremea respectivă. Și l-au demonizat pe Ponta, și l-au tăvălit, și au făcut cu o școțet. Ca pe urmă, după ceva timp, nu acum, dar câțiva ani după, la alte manifestații făcute de către TFLI, să apară unul cu o pancardă să zică: Ponta, hai înapoi, că am glumit cu muia aia. Opa! Opa! Același lucru se întâmplă și cu Boc, același lucru se întâmplă și cu Băsescu, același lucru se întâmplă și cu Tăricianu. Deci, indiferent de același lucru se întâmplă cu Năstase. Năstase e o lumină față de ce sunt ăștia acum. Ca pricepere administrativă, ca și eleganță diplomatică, retorică, nivel de elaborare intelectuală. Tu ce vreți voi? Bă, ăla e un intelectual, ăla citi niște cărți. Spre deosebire de ăștia de acum. Și atunci vin românii noștri și zic: Doamne Dumnezeule, ce bine ar fi să fie ăștia din nou. Și atunci îți iese Ponta că e cel mai bun premier și unii din tabăra PSD își pun speranța în el. Îți iese Joană că a fost un președinte bun de partid și că acum ar fi bun de președinte. Îți iese Boc că a fost un premier bun și că acum ar fi bun de președinte în comparație cu Ciucă. Ăilalți în comparație cu Ciolacu. E un fenomen. E un fenomen de dezvrăjire. O să trebuiască la un moment dat să fac o emisiune cu acest cuvânt, dezvrăjire. Am două cuvinte pe care vreau să vi le explic în sensul lor filozofic, așa cum făceam noi ca pe vremuri. Dezvrăjire și distracție. Da, e altă emisiune. Și atunci, asta evident că va produce consecințe politice. Și acum, în prezent, la felul în care sunt percepuți ăștia, care conduc în momentul de față țara, dar și în viitorul apropiat, când avem anul viitor o grămadă, toate alegerile europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale, alegându-se viitorul președinte al României, foarte probabil pentru următorii 10 ani de zile. Că știți voi, primul mandat e greu să-l câștigi, al doilea ai niște șanse considerabile în fața celorlalți dacă ești în funcție deja. Evident că nu toată România se duce după tipul ăsta de gândire, evident că nu toată România s-a dezvrăjit și să aibă acest tip de atitudine în mintea României cea de pe urmă. În continuare, un segment semnificativ al populației încă visează la Vârf Frumos, încă vrea să fie păcălit. Aveam noi dirigintele nostru pe vremuri la Nicolae Grigorescu, am făcut în Câmpina liceu, un liceu foarte, foarte bun, liceu Nicolae Grigorescu, matematică, fizică, am fost o clasă nemaipomenită. Și aveam un diriginte tânăr, Tiberiu Pătran, trăiește și acum, ne vedem cu el la întâlniri, un tip foarte fain, și care preda matematică foarte bine, ne era și diriginte, a fost prima lui clasă. Și tânăr, naibii, avea sub 30 de ani, era apropiat de vârstă cu noi, și la ora de dirigenție, să ridica el așa, lua catalogul, să uita prin catalog și îl ridica în picioare pe Oros, pe Palada, pe Julien, pe Zanfier, pe aia, pentru absență. Și spunea: ia, minte-mă frumos, hai zi-mi ce s-a întâmplat la ora asta și la ora asta și la ora asta, să vedem dacă îți motivezi absențele sau. E, românii, încă unii dintre ei mai trăiesc sub logica: minte-mă frumos, hai Clotilde Armand, mai minte-mă o dată, spune-mi ce bună ești tu și cum o să tăvălești tu cu penalii pe jos, hai Nicușor Ortan, te rog eu frumos, spune-mi ce bine o să fie, hai te rog eu frumos, Câțu, vai, un deosebit. Te rog eu frumos, convinge-mă să mai votez încă o dată cu tine. Și așa mai departe. Exponentul paradigmatic al acestui tip de gândire reprezintă Laura Codruța Kövesi, care este exact în logica mitului nesustinut de realitate prin care se câștigă alegerile. Iohannis, care pe parcursul celor două mandate s-a dovedit a fi de o mediocritate exemplară, de o nepricepere și uneori chiar de o reavoință totalmente diferite de ce a promis el în campanie, ce să vezi, a câștigat alegerile pe baza mitului neamțului. A venit, a stat 8 ani, o să stea 10 ani, a făcut pulbere și mitul ăsta, dar la vremea respectivă, în 2014, nu a câștigat el pe persoană fizică. A câștigat fantasma din mintea românilor. Fă-ți frumos, neamțul deosebit. O să vină neamțul, o să fie Carol I, să fie o Românie frumoasă ca luna după cer, cum ziceau legionarii pobre. Vai, cum o să curgă râuri de lapte și miere. Ești nebun. A făcut țara varză. Dar unii încă mai vor să mai fie păcăliți. Sunt ca aia la jocurile de noroc, la poker, care pierd sau la ruletă și în loc să zică: bă, am fost un dobitoc, am pierdut destul, hai dracu acasă, nu, tura următoare o să câștig,
sau ori doi, mizăm, dublăm miza, ca la poker, nu cu sec, dublu. La fel și unii care au avut această succesiune, Băsescu, nu s-au învățat minte, nu le-a fost de ajuns, Iohannis, și acum ar vrea Chioveși. Și atunci, tensiunea electorală de la anul va fi între aceste două tipuri de tabere, între aia care zic, bă, ăia mai vechi erau destul de buni și mai buni decât ăștia, în comparație cu ăștia de acum, geniali, hai să ne îndreptăm mai degrabă spre un nea, știe mai bine, nu mai este așa de otrăvit la minte, poate e mai echilibrat, poate Joană, poate Boc, vedem noi ceva. Și de-aia și Ciolacu joacă tipul acesta de atitudine împăciuitoristă, de vindecare, pentru că România are nevoie de un președinte care să vindece 20 de ani de otravă, iar ăilalți care în continuare sunt intenși la cap și robespiereni și sunt puritani și doar ei sunt fără de prihană și perfecți, care sunt niște păcătoși care trebuie să fie tocați. Pam, 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 pam. E o logică. Pe parcursul istoriei am tot văzut tipul acesta de atitudine intransigentă. Ăștia pariază pe logica Codruța Chioveși. Florin Cîțu, nu luăm prizonieri. Laura Codruța Chioveși, cea mai foarte perfectă, care o să vină și o să facă o Românie ca soarele sfânt de pe cer. Această atitudine protofascistă, protonazistă, care are în spate mitul. Mitul lui Siegfried, lui Grimhilda, omorâm Balaul, facem, trecem. Și chinezii au avut maoiști și americanii au pătimași de genul ăsta, toate țările au. Dar la noi, uite că funcționează într-un anumit fel. Deci la anul, dezamăgiții și mintea românului cea de pe urmă versus fantasma și mitul lui Jeana d'Arc, al lui Făt Frumos, al lui Iana Cosânzeana și al lui Sfântul Gheorghe care omoară Balaul. Să nu ziceți că nu am spus. Între timp, până atunci, trebuie să începem crucea până la capăt, să vedem pe ăștia cum fac țara din ce în ce mai varză, cum au niște priceperi, niște nepriceperi, niște atitudini suboptimale la adresa administrației publice și în administrația locală să suportăm consecințele până la capăt ale alegerii lui Coliban, Taliban sau cum se-l cheamă, lui Fritz la Timișoara, genial, bate robul, îl spulberă. Pentru că timișorenii au și mintea românii cea de pe urmă și dau seama, bă, robul era bun, mamă, ce prostie am făcut. Ai de capul meu, ce dobitoc am fost. Dar acum nu mai poate să-l mai dea jos. Și trebuie să suporte până la capăt consecințele păcălelii, naivității dusului după fentă. Nu uitați, românii merită tot ce este mai bun. În încheiere, vă recomand un album deosebit, care de data asta nu este deloc suboptimal, este o frumusețe de album. Este unul din momentele în care cultura pop românească a fost pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, cum ziceau comuniștii. Este vorba despre albumul După Melci, al lui Nico Alifantis, din 1979, o bijuterie de folk rock, de rock progresiv, de o complexitate nemaipomenită, totalmente comparabilă cu complexitatea rockului progresiv din Europa capitalistă și decadentă pe vremurile alea, cu certe influențe jazz total, îl avem pe Florin Minghea de la flaut, care face niște solo-uri de flaut nemaipomenite, un pic asemănătoare cu jazz total, dar în același timp nu totalmente copiatoare, cu niște versuri geniale ale unui poet genial, Ion Barbu, matematicianul Dan Barbilian, una din puținele poezii pe care le țin minte este Jocul Secund al lui Dan Barbilian, numai că o să vă recit cum mă fac neabit de rușine, din ce ați dedus adânc cu aceste calme creste. Și acum, fiți atenți, haideți acum în încheiere să vă recite sociologul și pe urmă să vă cânte. Din păcate, nu pot să vă pun și bucăți de melodie, mi-ar plăcea la nebunie, dar sunt chestii de copyright, știți voi, și ne interzic ăștia emisiunea și ar fi păcat. Deci, ascultați un pic aici. Dintre atâția frați mai mari, unii morți, alții plugari, dintre atâția frați mai mici, prunci de treabă, uzi, peltici, numai eu răsar mai rău, mai năuc, mai nătărău. Dintre atâția, prin ce har, mă brodisem un hoinar. Și acum, lălăiala lui Palada, eu sunt oribil la voce, oribil, deci dacă mă ascultați cântând, crapă ecranul. Dintre atâția frați mai mari, unii mulți, alții plugari, dintre atâția frați mai mici, prunci de treabă, uspeltici, numai eu
Și aici vine imediat cu flautul. Tu, 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 nu mai eu răsar mai rău, mai năuc, mai nătărău. E genial album, îmi pare rău că nu pot să vi-l pun, dar voi puteți să vă duceți pe vestitul YouTube unde vedeți și această emisiune sau prin alte mijloace specifice mai subversive pe care nu vi le explic eu acum, dar le știți voi, să faceți rost de acest album sau, și mai simplu, să-l cumpărați. Nico Alifantis merită chestia asta, chiar după cât Dumnezeu, sunt 40 de ani, 40 ceva de ani de când a fost scos albumul ăsta și este la fel de mișto. Deci, cumpărați-l, căutați-l pe YouTube, pirata, faceți voi ce vreți, dar ascultați-l. Ascultați versurile care sunt în cântare și ascultați felul în care Nico Alifantis reușește să pună într-o muzică genială aceste versuri geniale. România de cele mai multe ori este mediocră, dar sunt și momente în care nu e deloc mediocră. Nico Alifantis, doamnelor și domnilor, după Melci, 1979. Vă pupă sociologul, vă doresc să aveți parte de tot ce este mai bun și nu uitați, românii merită tot ce este mai bun. Ghinion. Click. Hai, pa.